vreau să vă arăt și eu cele două plăci. Pure Metal, Steam Pure. Bun. În prima fază o să luăm această bijuterie, da, și o să vă vorbesc un pic de ea și o să și îndrept puțin părul. Ești gata să ai da. Părul de pe datul ai deja, ce-ți mai fac? Cum să nu? Este făcut doar din perie, ca să știi, nu am niciun produs în păr și fix despre asta voiam să te întreb, Ștefan. Crezi că trebuie să aplicăm ceva înainte? Pentru că am văzut că la placa asta este ceva deosebit față de a doua placă. Așa este. Da. Este deosebită, dar întâi vreau să înțelegem că pregătirea părului este foarte importantă și o spun asta întotdeauna. Pentru a avea un păr ca la salon, că acolo eu lucrez, trebuie să speli părul foarte bine. Dacă ne pregătim pentru un păr îndreptat, folosim produse de păr de îndreptat, da? Lisuri și tot ce ține de gama de lis. Nu o să folosesc un șampon de curl sau o mască de curl dacă vreau să-mi îndrept părul. Cu toate că, să știți că asta, produsele de curl hidratează părul, dar spălat foarte bine, de două ori, dacă nu sunteți siguri că v-ați spălat bine de trei ori, nu este nicio problemă, după care o să folosiți un produs de styling. Când lucrăm cu căldură, avem nevoie de produse cu protecție termică, chiar dacă această placă minunată are și ea încorporată această funcție, că de-aia este cu abur. Ok. Și o să vă explic imediat de ce înseamnă cu abur și care e diferența. Și asta vreau să înțelegem, că pregătirea părului dinainte de a începe să te faci cu placa este foarte, foarte importantă. Pe un păr nespălat, nici rezultatul nu este optim și o să fim frustrați. Chiar dacă vrei să te îndrepți cu placa, dacă părul nu este bine spălat, o să simți așa, nu e ok. Dar dacă este bine spălat, toate lucrurile sunt frumoase. Așadar, ce face această minunăție? Ce face? Ce face? Diferența între o placă normală și o placă cu steam este că are un dispozitiv aici. Să vă arăt imediat că îl deschid. Da? Dispozitivul acesta, aici se pune apa. În asta o să vă spun imediat și vă arăt și cum se face asta. Sau haideți să vă arăt acum, că nu este nicio problemă. Avem o pipetă foarte frumoasă. Care vine împreună cu care vine împreună placa. Cu placa. Apa nu vine împreună cu placa. Apa trebuie să fie apă plată. Să nu luați de la chiuvetă, că apa de la chiuvetă are impurități. Și se poate depune calcar în timp, nu? Da, da. Se mamă, poate depune sunt calcar, atât de mândră de mine când știu unele răspunsuri. Așa. Gata, mă las. Și o să bat pipeta în apă, strâng tare și apa îmi vine în pipetă. Bun, am aici deschid, foarte simplu, nu este nicio taină. Și în momentul în care bag apa în dispozitiv, la un moment dat pun ușor, da, apăs ușor, așa, n-apăs dintr-o dată, pentru că spațiul este foarte mic, o să iasă, o să dea pe afară. Nu este nicio problemă dacă apă curge, deci absolut nicio problemă. O să bag ușor, ușor, ușor. Când s-a umplut, mai stau un pic, iară pun. Când s-a umplut, mai stau un pic. Și pot să-mi verific pe partea asta pentru că este un hublou, dar aici putem vedea pe dinăuntru, vezi? Mm-hmm. O să te uiți exact cât apare. A, și închidem, foarte important, închidem da, căpăcelul ăsta important de gumă. Da, foarte important căpăcelul băgăm bine. De ce? Pentru că dacă nu-l băgăm la loc, o să curgă apă. Adică el nu curge. Vedeți, da? El nu curge, doar dacă nu-l băgăm bine la loc. Uh-huh. De foarte bună afirmație. Nu, eu știu ce aș face eu și de asta. Păi exact, asta chiar și vreau să mai ales tot timpul când, să intervii la... Când ești pe grabă, probabil uiți să fii atent la unele aspecte și uite asta. Dar căpăcelul ăla arată destul de bine. Știi ce îmi place? Că e foarte fun, adică fix procedura asta de a pune apă în pipetă și de a pune apă acolo, nu? E te și distrezi. Da. Durează două secunde, nu e vreo, n-am timp să pun apă, să nu, este foarte important. Am pus apă,
urmează să îi dau drumul. Da? În momentul în care îi dau drumul, am aici butonul de on. Pot să mă duc până la 235 de grade, dacă am un păr bun. Dacă ai un păr deteriorat, mai puțin. Tu decizi, da, undeva la 180 până în 200, recomand. Aici avem un buton de steam. El, steam-ul ăsta se activează doar când apeși acest buton, da? Trebuie să, uitați cum a apărut deja. Like magic. Ca un fier de călcat, vezi? Da, exact. Știi ce am observat diferit? Cred că aici ai apucat să scoți perii și aici nu. Da. Care-i treaba cu perii ăștia? Da, aici avem niște peri. Foarte important, acest per te ajută. Eu la salon, în momentul în care fac cu placa, fac și cu pieptenul și vin cu placa imediat. Da? Bine, deci ok, asta. Dar tu ești expert. Uite, de exemplu, eu am problema asta. Nu înțeleg dexteritatea. Adică o apreciez, dar nu o înțeleg și probabil sunt foarte multe fete în situația mea. Admirăm faptul că un stilist poate lucra simultan și cu piaptănul și cu placa, dar noi acasă dar nu putem să facem voi? Asta. E, asta da. Face această placă, s-a gândit la această problemă, Vero. S-a gândit la această problemă și avem piepten. Atenție, acest piepten nu sunt de descurcat. Oricât de mult ne-am dori, nu ne trezim să ne facem direct. Deci ai nevoie de piepten să-ți pieptăm părul. Eu îmi voi pieptena părul înainte, după care voi folosi placa cu piepten. Dacă nu... nu vreți piepteni, nu e nicio problemă, ei se dau jos, doar să-i dați jos înainte să-i dați drumul, pentru că așa e încinsă, da? Un aspect foarte important. A, și avem guma asta care se scoate da, și aceștia apoi... sunt pentru protecția noastră, se dau jos și se pun la loc. În momentul în care vreau să îndrept părul și să-l prind, o să folosesc aceștia. O să vedeți că în mare parte aceste plăci ceramice, ele se mișcă puțin, nu sunt rupte, nu sunt sparte, ci așa sunt ele construite pentru a strânge bine părul și nu a fi, a nu fi rigid așa. Asta e ca detaliu, să nu că mai auzit întrebări de genul. Cât Ștefan demonstrează pe părul meu cum e dreaptă părul, eu vă invit în secțiunea de comentarii pentru că puteți să ne întrerupeți acolo. Abia așteptăm să ascultăm întrebările, să vedem întrebările voastre și să vă răspund, să vă răspundă el că eu na. Probabil nu o să știu, sunt în aceeași barcă cu voi. Dar eu am adică nu l-am eu, dar am făcut rost de un cod de reducere care se numește Extra 10 și poate fi folosit pe site. Intrați pe linkul din descrierea rețelelor de socializare Babyliss România și pe babyliss.ro unde puteți să vedeți acolo. Dați click și spor la cumpărături. Așa este. Observi, Vera este lată. Așa. Versus... pure metal, aceasta este mai lată, pentru că putem să luăm șuvițe mai late. Uh-huh. Asta e lată pentru a lua șuvițe mai late și a fi mai rapid. Da? Uite, mi-ai trigăruit aici un cuvânt foarte important pentru mine, rapid. Pentru că eu sunt genul de persoană care nu-i place să petreacă foarte mult timp în oglindă, dar totuși să arăt bine. Cine nu-și dorește chestia asta? Și atunci rapid este perfect. Bun, deci dacă este placa mai lată, putem mai să lată, folosim... Dacă este mai lată, poți să iei mai late, mai groase. Dar foarte important ce vreau să știți de la Pure este faptul că are acest abur. De ce are acest abur? Ce face el? În momentul în care eu fac cu această placă, diferența dintre o placă normală și o placă cu abur este că noi oricum avem păr în apă în păr. Și acesta vine cu această tehnologie care îți face părul silky. Este un silky smooth, așa, un anti-freeze. Părul devine foarte lucios pentru că lucrează în cortex, da? Și în momentul în care ai dat peste păr și ai venit o dată sau de două ori, eu folosesc o dată sau de două ori, să știți, de foarte multe ori pe șuviță, nu e neapărat bine, îți rămâne părul mai catifelat decât înainte. Adică okay, o să obțin exact textura pe care eu o dau la salon după, nu știu, 10 minute de brushing sau că o să fac șuvița de foarte multe ori până să-mi iasă textura aia. Cu această placă
Hidratăm părul. Hidratez părul și îți rămâne super catifelat și mătăsos. Adică, nu, luciul ăsta nu ți-l poate da nimeni. Absolut. Mm-hmm. Deci nu. Acum, o chestie foarte întâlnită este dacă poți să o folosesc pe păr ud. Vă rog să nu o folosiți pe păr ud. Înainte să te faci cu placa, fie cu Pure Metal, fie cu Steam Pure, trebuie să fie părul 100%. 100%. Dacă știi ce înseamnă 100%, înseamnă 100%. Dar nu o să vreau să am părul nici măcar semi-umed. Deci, mare atenție, uscat, bine, bine, dar de aceea eu recomand, uitați cum s-a făcut și Vero puțin înainte, cu o perie. Da? Vii cu peria AS de la Babyliss, te usuci puțin, după care vii și te faci cu placa, nu este nicio problemă. Sau te usuci bine, 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 bine și te pieptăni, iară te usuci, iară te pieptăni, în momentul în care este 100%, ești gata. Perfect. De. Bun. Facem părul, dar înainte de asta vreau să vă mai spun că produsele cu care vă dați înainte de a îndrepta părul, dacă ai un păr foarte, foarte gros, pui puțin de ulei, dar puțin. La vârfuri. La vârfuri. Uh-huh. Dacă ai părul gros. Dacă nu, poți folosi orice produs de styling, fie fixativ, fie ulei, fie orice, poți folosi după. Singurul lucru pe care îl dai înainte este produsul de protecție termică, spray-ul sau ce whatever folosești. Altfel, ți se îngrașă părul. Dacă dai cu fixativ înainte și după aia te faci cu placa, poți să ai neplăceri. Bun. Deci eu o să împart părul un pic. Deci pe jumătate Vero va fi dreaptă și pe cealaltă jumătate Vero va fi strâmbă. Va fi ondulată. N-am promis glume în această seară, dar ce show de stand-up? Încercăm un pic. O să secționez părul. De ce vreau să secționez părul? Pentru că o să lucrez mai curat și mă asigur că am trecut cu placa peste tot. Da? Până una alta, haide să le mulțumim oamenilor care sunt alături de noi pe Babyliss și pe babyliss.ro. Vă pupăm pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, oriunde sunteți. Eu vă invităm să fiți foarte activi în secțiunea de comentarii, pentru că dacă acum ați intrat în chat-ul nostru, nu uitați că avem foarte multe surprize. După ce terminăm cele 45 de minute de live shopping cu voi, pentru că da, este un live shopping și vă invităm să folosiți codul de reducere extra 10 la toate produsele Babyliss disponibil pe website, nu doar cele două plăci despre care vorbim astăzi, și vom premia o persoană din live, cea mai interactivă, cea mai creativă, de ce nu, cu una dintre cele două plăci, la alegere, că nu dăm noi ce... Nu știm noi ce-și doresc oamenii, nu? Da. Nu știm. Dar adică eu, de exemplu, mi l-aș lua pe amândouă. Nu știu cine a venit cu ideea asta să fie doar una. Glumesc. Dar, uite, cu codul ăsta extra 10 poți să îți cumperi pe a doua. A, bine că m-ai întrebat. Ia zi. Poți să faci bucle și cu ăsta. Bineînțeles că poți să faci bucle, pentru că, vedeți, partea aceasta se încinge. Da? Dar înțeles. Ele vor fi mai desfăcute, sunt mai largi. De ce? Așa pentru cum că... îmi place mie. Exact, că nu o să vrei. Nu. Păi waves-urile sunt în trend acum și nimănui nu-i place să aibă bucle din alea strânse. Bun, nu o să fac cu pieptenul, că n-are sens, pentru că eu am lăsat pieptenul. Deci ce o să fac acum? O să îndrept părul puțin. Și vreau să vă spun că în momentul în care vii cu placa de păr, să nu rămâi acolo unde ai pus plac. Da, Vero? Da. Deci nu stai decât maxim o secundă. Adică ai pus și te duci în jos. De ce? Pentru că nu vrei să ai o dungă aici. Da? Am pus, mă duc în jos. Placa mea va fi tot timpul, cum zice englezul, position forward. Ea nu va fi dreaptă, dreaptă, dreaptă. Va fi puțin în interior. Da? Puțin în interior. De ce? Pentru că vreau să toate firele rebele să le intre în interior ca să am un finish foarte frumos. Exact cum se vede și aici.
Ce zici, Vero, credeai tu că o să-ți fac eu? Nu. Cu plata eu, știi la ce mă gândesc acum în timp ce îndrepți tu? Analizez cum folosesc eu de cele mai multe ori placa de păr și vreau să zic că mă bucur că nu sunt eu cu ea în mână acum acasă. Dar bine, sunt sigură că și celelalte fete s-ar simți în aceeași postură ca și mine, pentru că de obicei când ești pe fugă, stilul de a-ți îndrepta părul e fix așa. Na. Da, da, dacă îl îndrepți așa, așa și iese. Dar știi ce poveste am eu pentru tine? Și uite asta, pentru că am observat un detaliu foarte important la plăcile noastre de păr, vin cu acest pad pe care poți să îl folosești pentru protecție. Da, am acest pad și este life-saving, sincer. Oriunde ai pune placa fiind încinsă, not good. Așa că o să am acest pad pe care mi-l voi pune în momentul în care vreau să fac altceva. Uh-huh. Dar știi ce vreau să observ tu? Vreau să observ că eu am dat o singură dată cu placa. Ah, wow. Și diferența este de luciu, este colosală. Da. Voiam să zic, te întreb dacă poți să te iau acasă, dar mi-am dat seama că poți să iau placa acasă și e aceeași chestie. Deci e ok, Ștefan, nu mai am nevoie, mulțumesc. Da, hai să-ți spun o poveste. Așa, că de aici vine și o întrebare. Ce facem cu placa după ce o folosim? Pentru că sunt sigură că din momentele alea funny în a folosi produsele de frumusețe se găsesc multe. Eu la un moment dat eram în Tenerife și apropo, dacă cineva vreodată va merge în Tenerife într-un Airbnb, să știe că e tot ce posibil ca în congelator să găsească o placă de păr de-a mea. Așa, da, nu am pus-o eu în apărarea mea, nu am pus-o eu, a pus-o soțul meu în ideea că era frică să pună placa de păr printre haine. Nu aveam pad-ul respectiv cu mine și n-a știut ce să fac cu ea și s-a gândit el să o pună în congelator. Hai să ok, se răcește mai repede, o pun după aia. Și când am ajuns la următoarea destinație, am zis, unde mi-e placa? E în congelator. Vai, ce tare! Deci, bombă. Ce trebuie să facem cu placa după? După ce o folosim? Ce tare! Sau cât timp putem să, după cât timp putem să o punem printre haine? Păi, după cât timp se răcește? Ea se răcește destul de repede, dar o simți la mână. Deci, nu, asta e în câteva minuțele. Nu e. Dar mai, e bine și în congelator, adică... Da. Vine într un banc cu pinguin la polul nord. Așa. Ea după 70 de minute se stinge. Asta e un lucru foarte important să știi, Vero. După 70 de minute se stinge pentru că o poți uita deschisă și nu vrei să dai foc la casă. A, foarte tare. Așa că trebuie să fim atenți în momentul în care s-a stins, dacă frează mai mult de 70 de minute, dar nu știu de ce, sau poate să facă mai multe persoane, mergeți la petrecere. Trebuie să o reporniți, da? Avem aici LED-ul acesta roșu. Dacă LED-ul acesta roșu nu mai e roșu, e închisă. Bine, eu o văd, știi cum, eu sunt mai practică de fel, o văd ca pe o salvare, pentru că dacă aș uita-o în priză, nu stau cu gândul acasă că, vai Doamne, am uitat-o în priză. Așa da. Că dacă se închide singură, este da, perfect. Da, este extrem de important. Vă reamintesc, dragilor, că poate nu sunt singura cu peripeții din astea și dacă le aveți și voi să le lăsați în comentarii, pentru că la final vom premia un om foarte creativ sau foarte activ, acum în funcție de noroc, vă dați seama, cu o placă de păr cadou și nu uitați să folosiți codul de reducere extra 10 pe babyliss.ro. Deci această placă este o placă care n-ar trebui să fie decât în geanta ta everyday. Da. Ce-ți mai ții tu cu tine? Ce ți-ai cu tine? Mai e și această placă. Da. Pac, pac la birou. Perfect. Da, o să îl închid. Ok. Pentru că te-am îndreptat. Mulțumesc. Pe partea dreaptă. Mulțumesc. Părul tău este foarte silky, foarte frumos, drăguț, putere. Ai simțit că ți s-ar spălu? Ai simțit... Nu, și nu? Știi ce mi se pare foarte tare? Că nu am simțit fierbințeala aia insuportabilă. Mai ales, uite, eu am breton. Și cred că fetele cu breton mă pot înțelege, că de obicei atunci când îmi îndrept bretonul cu placa, am această problemă de a-mi arde fruntea.
Nu s-a întâmplat aici. Da. Și mă bucur. Asta pentru că aburul întotdeauna el nu crește în intensitate, ci se rămâne la același 235, dacă îl dai, de fapt, în Irlanda la 235, rămâne acolo. Nu să crească niciodată temperatura, să devină insuportabil. E perfect. Uite, salvare pentru toate fetele cu breton. Ei, avem răspunsul. Avem întrebări de la voi și ne bucurăm tare că sunteți cu noi pe toate platformele de socializare. Până Ștefan se pregătește să-mi facă buclișoare, waves-uri, beach, orice. Waves. Mă duc să visez la mare acum când merg acasă, de asta vrei, nu? Asta vreau. Ok. Avem mesaje de la voi. Ia uite, este recomandată placa pentru un păr degradat? Da. Nu, placa nu are legătură cu... Bine, dacă părul este foarte degradat, ce înseamnă degradat? Da, există grade de degradat. Dar dacă este uscat sau cum l-are toată lumea, poți folosi foarte bine placa cu abur. Pentru asta este. Pentru asta este concepută, pentru a nu degrada părul, ci a-l face mai mătăsos. Deci, yeah, use it, fără probleme. Și hidratează. Dar trebuie să respecti pașii pe care i-am vorbit până acum.